Cristina Neagu a scris istorie în acest sezon pentru handbalul feminin românesc și a fost felicitată și de fostele colege de la HCM Baia Mare. În finală, echipa sa de club, Buducnospor Gorița, s-a impus cu 26-22 în fața formației norvegiene Larvik. Sunt foarte fericită pentru ea, știu că și-a dorit foarte mult acest lucru și că a fost unul din visele ei. Ea a suferit pentru că a pierdut două finale, a trecut printr-o perioadă foarte dificilă a carierei, însă a reușit să revină, să devină din nou ce a fost, una dintre cele mai bune jucătoare din lume și mă bucur foarte mult pentru ea că a reușit să câștige acest trofeu. Un exemplu pentru mine și cred că ar trebui să fie un exemplu pentru toate handbalistele din România și cred că și pentru mulți sportivi din România, pentru că este un exemplu de dăruință. A trecut prin multe și mereu a revenit cu aceeași plăcere de a juca handbal. HCM Baia Mare a fost reprezentanta României în acest sezon de Liga Campionilor, unde a reușit să ajungă până în faza a doua principală a grupelor. Una dintre cele mai bune jucătoare ale echipei băimărene a fost tânăra Eliza Buceschi, care s-a aflat la prima experiență în cea mai puternică competiție europeană intercluburi. Are un cuvânt greu, însă nu la fel de greu ca altă dată, când era Olchi. Noi am vrut să facem mult mai mult decât am reușit, însă cred că a fost un rezultat bun ceea ce am obținut anul ăsta. Sperăm ca orice echipă va participa atât în Liga Campionilor cât și în cupele europene să ducă mândria acestei țări, pentru că România are o tradiție frumoasă în handbal și noi trebuie să o ducem mai departe. HCM Baia Mare și CSM București sunt principalele favorite la cucerirea titlului național, iar una dintre ele va reprezenta România în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.